Hai, noroc și la mai mare, băi, băi, și fie, băi, ce mai faceți, băi, cum mai duceți cu dragoste, cum mai stați? Astăzi vreau să gătesc una dintre cele mai simple și cele mai bune rețete de paste italiene. Bucatini amatriciana. Bucatini și macaroane, băi. Bucatini și macaroane, ai înțeles? Amatriciana vine de la Amatriciana, care e un oraș în Italia. Și acolo au fost inventate pastele astea. Stai să vezi cât e de simplu de făcut. Ai nevoie de doar câteva ingrediente care amestecate în ordinea corectă vă dă cea mai bună rețetă de paste pe care voi ați mâncat-o vreodată. Pentru rețeta asta ai nevoie așa. De o leacă de guanciale. Bun, dacă n-ai guanciale, poți folosi niște panceta sau guș de porc. Guanciale asta nu e afumat, nu e o carne afumată. E carne curată. Curată nu că ar fi ea curată. E carne curată în sensul că a fost curată. Ați înțeles voi? A fost pusă cu sare, nu a fost afumată. Maturată, ăsta e cuvântul, maturată. Și lăsată la maturat pentru un anumit timp. Exact cum se face prosciutto crudo și altele. Neafumate, dar carne înserată. Dacă nu ai guanciale, poți folosești o gușă de porc dintr-aia afumată. O să-i schimbi o leacă gustul, n-a afumat, dar nu contează. Eu zic că eu am făcut și cu gușă de porc și iese bun. Bine, noi nu folosim toată bucata asta. O să dai așa feliuțe, să vezi. O să mai folosim niște brânză pecorino romano. Dacă nu ai pecorino romano, poți să scăpi și cu parmezan. Nu-i problemă. Mai am și niște suc de roșii de calitate. Preferabil italian. Dacă găsești. Dacă nu, ia un suc de roșii de calitate. Și niște bucatini. Vezi? Bucatini din macaroane. Au gaură în mijloc. Așa le-au inventat ei pastele astea în orașul cealaltă, la Matrician, acolo. Cu bucatini. Dar tu poți să pui ce paste vrei tu. Am tăiat cioricul de la guanciale ăsta. Și tăiem așa feliuți. Radim și pecorino. Mai întâi și la început punem pastele la fiert. Aduci la punctul de clocotire niște apă, huștiliu cu niște sare, și huștiliu cu pastele în apă. Atenție! Să nu te pună mama lui proces verbal să rup pastele. Le-ai pus așa întregi, huștiliu, și după câteva secunde când ți-o muiat o leacă, le iei și le învârți așa, uite așa, pac, pac, și gata. O să mut oala pe aragaz, că aici mai avem treabă. Atenție! Foarte, foarte important este să le fierbi cu un minut mai puțin decât scrie pe ambalaj, pentru că restul de un minut o să le fierbi în sos. Pe agregat, într-o tigaie rece, punem șunculița asta, guanciale. Și lasă așa la foc mediu, ca să-și lase din grăsime, să stopească grăsimea. De aia ți-am să pui într-o tigaie rece, ca să stopească grăsimea, încet, încet. Prăjești tu șunculița asta la foc mediu spre mic, până când se face așa, ca jumările. Să-ți o zic pe aia sincer, cred că trebuia să tai o leacă mai finuță astea, știi, nu așa de mari. Aie, parcă prea mari tăiete, prea din topor așa. Se întâmplă și la cazi mai mari, vezi, așa. Când s-o prăjești astea, s-o făcut o leacă jumări, așa, le iei și le pui deoparte. Să duc care cuva să te gândești tu că ești la dietă și să arunci grăsimea asta de aici. Dacă arunci grăsimea în Italia, faci pușcării pentru treaba asta, ce? Imediat după ce-i scoți guancealele de aici, dai o leacă foc mai tare și speli o leacă tigaia cu o leacă de vin. Atenție, iei o leacă tigaia de pe aragaz, că e grăsimea încinsă. Și când tori vinul, s-ar putea să iei foc. Reduci o leacă vinul ăsta, după care huștiuliu cu niște sos de roșii. Aproximativ așa un pahar. Amestește așa ușurel, ușurel. Ce se întâmplă? Toată grăsimea aia o să fie incorporată așa din sucul ăsta de roșii. Mie îmi place și o leacă de iuțeală, că fără iuțeală viața e pustiu. Din cauza asta o să adaug niște ardei iuț. Uite așa tăieți. Așa, în sosul ăsta aici. Pune și niște piper. Punem puțin, puțin sare. Și huștiuliu cu pastele. Și amestecăm așa. De-aia ți-am să fierb pastele cu un minut mai puțin decât scrie pe ambalaj. Că restul din minut le fierb aici. După ce mai fierb un minut pastele aici, dacă sosul s-a redus prea tare și e prea gros, mai adăugăm o leacă de apă. De la paste. După care am stâns focul, adăugăm niște pecorino. Dar nu-l adăugăm pe tot odată. Adăugăm puțin câte puțin și amestecăm. Adăugăm o leacă să stopească bine. Așa. Adăugăm o leacă, iar amestecăm. Uite așa. Și bineînțeles să nu uităm de jumările astea. Uite așa, amestecăm bine, 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 bine. Mai adăugăm o leacă de pecorino dintre ăsta, parmezan, ce ai tu acolo. Bineînțeles că ai fost băiat dișteț și ți-ai păstrat niște jumări dintre ăsta să pui așa la sfârșit. Și ai păstrat și niște pecorino dintre ăsta. Pac. Hai de capul meu. Eu știu că o să vin acum unii și o să zică, bă, boss, dar trebuia să pui ceapă și usturoi și nu știu ce. Ca orice altă mâncare italiană, are mii de interpretări. Eu prima oară am mâncat în felul ăsta la un restaurant și mi-a plăcut. Cu a doua oară am făcut eu acasă, pe sistem mai rustic, adică cu ceapă, cu roșii, cu toate. A fost bună. Dar parcă mai mult mi-a plăcut la restaurant. Și din cauza asta eu o fac așa. Poți să o faci pe sistem mai rustic, adică în grăsimea aia, după ce fii panceta, pui niște ceapă, niște usturoi la prăjit și ardei iute, îl călești puțin, după care pui niște roșii sherry sau sucul de roșii, cum vrei tu. Mie așa îmi place, cât mai simplu posibil. Ce vorbești, băi?
Hai să trăim bine, vorba marinarului. Ne vedem mâine.